cojocarul prezent. Și tragă țâcă. Tu ce știi de când ne știm noi doi? Eu zic nu un an, că să nu speriem asistența, dar eu păi sunt și alte formule de a aprecia timp. Da? De exemplu, jumătate de veac. Nu, dar nu e cazul nostru. Am dat un exemplu. Așa. Da, îmi aduc aminte de spectacolul vostru de diplomă. Nu știu, tu cred că erai în Ondin, spectacolul de diplomă de la Cassandra, da, la care am venit să vă văd, fosta mea clasă. Ce drăguț erați! Cum să nu? Cristina, mi-amintesc foarte bine, deși în legătură cu institutul, am, ca să zic așa, o amintire ciudată, în sensul că nu mi-amintesc exact cum era. Fac eforturi, descoper pe Facebook fel de fel de imagini, afișe și așa mai departe și îmi reînvie momentul. Dar luat așa, eu am ceva foarte ciudat. Nu mi-amintesc de institut, sau mai bine zis, să mi-amintesc de institut, așa cum mi-aduc aminte de grădiniță. Parcă, visul lui Bottom, parcă se făcea. Nu. Ceva în genul ăsta. Realitatea este că școala adevărată a făcut-o la Piatra. Nu ridic o sanale. Acum urmează o întrebare la dialogul nostru, ca de cafea. Întrebarea ar fi următoarea. Să spun sincer ce simt sau să spun ce se spune? Evident că ce simt, că doar nu, dar îmi spui ce să spune, imediat întorc înapoi. Întrebarea era retorică. Sigur că o să spun ce simt. Fără îndoială. Ei, adevărata școală am făcut-o la Piatra. Din 1966, când am terminat, ca un făcut, în următorul an a venit Ion Cojar, care a lucrat două spectacole acolo, în care am jucat, ba chiar trei în care am jucat. Apoi a venit Andrei Șerban, într-o altă stagiune a venit Radu Penciulescu, într-o altă stagiune a venit Alexa Visarion, într-o altă stagiune Sanda Manu și în ultima stagiune, cât am stat la Piatra, a venit Silviu Purcărete. Deci am făcut mai mult de 4 ani, ca să zic așa, cât era institutul pe vremea aceea. Dacă tu stai așa cu amintirile vag din anii studenții, mă gândesc că nu-ți mai amintești nici cum ai făcut botezul platoului de filmare la Pintilie, la Duminica, la Ba, sunt câteva lucruri care nu pot fi șterse din amintire, fără îndoială. Țin minte că eram un vașnicu tecist. Când m-a chemat Lucian Pintilie la Duminica la ora 6, cred că medierea a făcut-o Dan Nuțu, colegul meu, care a jucat rolul principal. Și m-a chemat Pintilie, s-a uitat la mine și a zis, s-a dat din cap, că da, e bine, e ok. Și m-am dus, n-am dat nicio probă. M-a luat așa, pe văzute. N-am dat. Sau pe vremea aceea era altă relație între regizor și actorul respectiv. Dar nici nu exista povestea cu castingul, ca să fim foarte sinceri. Nu exista povestea cu castingul. Deși un coleg de-al meu se prezenta ca fiind actor de teatru și probe de film. Ce drăguț! Ei, și Lucian Pintilie m-a chemat, m-am îmbrăcat în puștiul ăla, mi-am pus șepcăneața pe cap, am intrat în mașină. Ei doi, Dan Nuțu și Irina Petrescu, se duceau să cumpere un șapirograf. Noi eram uteciști în ilegalitate. Și eu rămâneam în mașină ca să nu atrag atenția polițiștilor și desenam pe parbriz un măr. Mare emoție și mare creație. Îți dai seama. Și eram foarte pătruns de ceea ce eram uteciști vașnic, de ce aveam de făcut. Faceți cunoștință. Ce-i cu voi? Hai să mergem. Factura e la mine, totul e în ordine. Plec după taxi? Plec după taxi? Da, du-te. În 10 minute să fii cu mașina la colț. Vei supraveghea strada. Poartă-te în clar. Hai, du-te acolo. Ia, merge. A venit Lucian Pintilie, m-a mângâiat și mi-a spus, stai liniștit. Pe vremea aceea,
Ție ți se pare eroi, ei cumpără un șapirograf și vor tipări manifeste. Pe vremea aceea, un șapirograf se cumpăra din librărie cum cumperi un pix. Nu e nicio problemă. M-am gândit eu. Și cum rămâne cu lupta tineretului din ilegalitate? Făceau ce făceau simplu. Sigur că era riscul că la un dat era interzis mișcarea asta. Și toată povestea asta m-a calmat extraordinar. Întâlnirea cu Lucian Pintilie a fost unică atunci. Fără îndoială. Cred că mi se pare un mare noroc să nimerești o primul platou de filmare student. Eram student. Cred că eram student în anul 3. Cred. Da. Păi nu, 65 dacă... 65. S-a terminat în 66. Da, în anul 3. Și Dan, tot în anul 3, eram colegi de grupă, și Dan Nuțu n-a putut veni la cursurile de actorie din cauza că filma foarte mult în perioada aia, inclusiv duminică la ora 6. Și bineînțeles că profesorii, în afară de faptul că era o lege în institut, nu aveai voie să faci film. Clar. Ei, și normal că și lipsind de la ore, Dan a fost picat. Picat pe toamnă. I-a făcut carabin povestea da, asta? Da, l-a picat pe toamnă. Și țin minte că în toamnă el a ales ceva din Tennessee Williams, unde era și un puști. N-avea nimic de făcut decât să stau acolo. Era foarte simplu. Iar Dan făcea un bătrân din Tennessee Williams. Și vreau să spun că fără nicio repetiție în toată vara aceea, el nu s-a întâlnit cu carabin, toamna, acum zic seara, toamna la corigență, a făcut o compoziție impecabilă, fără nicio repetiție la vedere. Extraordinar. Extraordinar. Cred că lucrul ăsta, bine, noi făceam Stanislavski în școală. Cred că lucrul ăsta nu venea neapărat de la cursul de actorie, cât venea dinăuntru lui. Compoziția era în spirit, nu era fizică. Zici că perioada aia pentru tine este, da, uite ce multe lucruri poți aminti despre colegi, despre... Sigur că da, eu am impresia. Vai de mine! Dacă eu stau să mă gândesc bine, apropo de discuția noastră, marele câștig pe care l-am avut din școala de teatru a fost prietenia cu Dan. Extraordinar. Care s-a continuat la piață. S-a continuat. Deci, în 1962 ne-am întâlnit, s-a așezat așa, cărămidă pe cărămidă, în prietenie, după care puteau să treacă 10 ani și reluam dialogul de acolo. Asta e adevărata prietenie. În momentul în care nu te vezi multă vreme și când te revezi, reiei lucrurile și de când, acolo de unde și ca încredere, și cum ar fi fost ieri. Ai încredere în celălalt. Și având încredere în celălalt, n-ai cum să ai ascunzișuri. Sunt inutile. Pentru că ce e mai bine pentru tine decât să te descarci prin adevăr de tot ceea ce ai înăuntru? Și într-o prietenie, exact lucrul ăsta e cel mai frumos și mai simplu. Da, da. Dan cel puțin mă suna mereu și îmi spunea, când ai timp liber, vii încoace. Eu mă întorceam la piatră. E adevărat că la teatru aveam un sentiment ciudat. Eu am plecat în 75, dând brusc un concurs la Giulești din București. Și norocul mare a fost că am luat concursul. Și am plecat. Ei, de câte ori mă întorceam la teatru din piatra, aveam sentimentul unei trădări, ca în dragoste. Nu puteam intra în teatru cu inima ușoară. Era o chestie extraordinară. Dar la Dan era extraordinară de bine. El fiind din Bihor, avea întotdeauna o pălincă bună. Grătarul grătar pe malul Bistricioarei. Totul era extraordinar. Loc mai frumos decât piatra, mai rar Bobocule. Mai ales în octombrie. Un oraș minunat. Da, da, da. Oraș minunat. Așa, și de ce ai ajuns la Giulești, viitorul Odeon? Da. Care acum e foarte drăguț și ne găzduiește pentru discuția noastră la o cafea care nu există. De asta mi se pare foarte familiar totul. Așa. Aici, da. Și ce s-a întâmplat în film în continuare? Realitatea este, pot să
o rezolv cu o singură propoziție. Filmul nu m-a prea iubit. Deci eu am făcut film. Dar n-am făcut foarte mult film, cum au făcut alți colegi foarte mult film. În schimb, eu am reușit în televiziune, tot în imagine. Eram un vașnic utecist, cum spuneam, aveam o față de muncitor perfectă, de muncitor promițător, perfectă, și am jucat în toate piesele în care au apărut muncitori, luptători pentru eliberarea patriei, ostași, tineri ostași și așa mai departe. Am făcut televiziune într-atât încât după anii 80, la un moment dat, toate piesele de teatru care erau marți seară și în fiecare marți, deci săptămânal, toate piesele de teatru începeau cu o problemă pe șantier, o problemă foarte grea pe care o rezolva secretarul de partid, și avea și ceva dragoste, hopa, nu era rău, numai că o dragoste curată, pudibondă, fără nicio fâlfie de cine știe ce. Și senzualitate. Și se sfârșea cu o nuntă superbă, tovărășească, unde trebuia să fim îmbrăcat la costum. Până atunci eram în cizme și salopete. Și atunci discuția la televiziune era: cizmele și salopeta vi le dăm noi, noastră veniți cu costum pe casă. Da. Ei, am făcut și film. Și am făcut film cât eram la Piatra chiar. Primul film pe care l-am făcut și rol mare a fost la Șerban Creangă, în Proprietarii. Un film care este atât de datat acum, încât nu mai are nicio relevanță, fără îndoială. Dar în filmul ăsta jucau cei mai mari actori. Întâlnirea. Eu cred că în viață e foarte important încărcătura cu care te-ai născut, părinții care te-au crescut, ce ți-au dat, ce ai citit și oamenii pe care i-ai întâlnit. Asta te formează. Dacă, după părerea mea, în teatru și în film cu partenerii cu care ești, ai norocul sau ghinionul să joci, este ca în tenis. Adică în momentul în care ai un partener se mai ridică, bun decât tine, te ridică. Tot. O să fii minunat, dar dacă ai un gâgă în fața ta, te diminuează și pe tine. Ești obligat să mergi la lucrurile pe care le ai, începi să le cauți, să nu cumva să le dai peste cap, și din momentul ăla lucrurile nu mai sunt normale. Da. Ei, aici întâlnirile au fost extraordinare cu George Constantin, cu Hamza Pelea. Extraordinar. Cu Carmen Galin la primul ei film. Nu cred că era primul film, dar era foarte tânără. Extraordinar. În Proprietarii m-am simțit minunat, s-a făcut și o premieră festivă la Piatra Neamț, unde a venit și Șerban Creangă și fratele lui Mihai, și a fost o seară extraordinară, împănată cu toate, cu film, cu vin, cu dragoste. Ce poate fi mai frumos? Vezi ce înseamnă soarta? Eu am fost colegă cu voi o vreme la Carabin, după care am fost colegă cu Mihai și cu Șerban Creangă, că eram colegă la critică cu Mihai. Șerban era la regie. Și Șerban era la regie, da, dar în același an. Da. Așa că e o lume care, din păcate... Da, e un timp de parcă am fost pe o insulă cam pustie, naufragiat, am fost salvat, s-a schimbat absolut totul și mi-amintesc vag. Poate că există și o împotrivire din punctul ăsta de vedere de acea insulă. Dar sunt câteva puncte care nu țin neapărat de tinerețe, care într-adevăr erau emulație curată. Și asta care se întâmpla între noi, parcursul, fără îndoială. Da, sigur că da. După mine, parcursul tău a fost foarte interesant, pentru că am senzația că sunt două perioade destul de diferite, cel puțin așa le percep eu. Poți să explic? Da? Sigur că da. Începuturile de la Piatra Neamț le datorez fostului director, cel mai mare director cu 4 clase, pe declarație că arsese arhiva, Ion Coman, și care și spunea: eu nu sunt director de teatru, eu sunt geambaș de actor și regizor.
Ce drăguț! Extraordinar! Dacă vreți să discutați despre teatru, neapărat, mergeți la Secretariatul Literar, e unul mic, unul scund, Eduard Covali. Vorbiți cu el câte vreți și este exact ceea ce spun și eu. Ei, a venit Ion Coman la absolvire, a văzut ceva spectacole la Casandra, și Vară și Fum, și Jocul de Vacanța, și așa. Pe vremea aceea, Teatrul din Piatra Neamț, cred că și acum a făcut și face o selecție bună de actori. Nu mai vin actorii cu același crez ca atunci, pentru că era și obligatorie prezența asta în provincie, în stagiu, nu se discuta. Deci te duceai 3 ani de zile. Pa. Numai că dorința de a reveni în buric, în Bucureștiul, acela care te solicite din toate punctele de vedere, teatru, film, televiziune și așa mai departe, dorința asta era uriașă. Și atunci oamenii erau bine amorsați de chestia asta. Acum nu știu exact cum e, pentru că n-am mai cunoscut situații de genul acesta. Atunci eram tânăr și toți eram colegi. Ei, și Coman a venit, s-a apropiat de mine în holul institutului, acolo în Schitul Măgureanu, și mi-a spus, am auzit că pleci la Botoșani. Eu vreau să mă duc la Teatrul din Botoșani. Eu sunt botoșinean. Mă întorceam acasă la părinți. Era Teatrul din Botoșani, unde debutasem elev fiind într-o piesă sovietică. Nu pot să vă spun. Mentorul era Stelian Preda, căruia și lui trebuie să-i mulțumesc ocazia asta. Și am zis, da, mă duc la Botoșani. Du-te acolo, a spus Coman. Acolo să joci Hamlet. Bravo, du-te. M-am simțit atât de jignit. Atât de tare am strâns din măsele, încât imediat ce am intrat la repartiție, am zis, Piatra Neamț. Și uite așa am ajuns la Piatra Neamț. Toți colegii erau aproape de mine, mai deci, mari. Deci Ceambașul nu ți-a spus că te-a ales pe tine? Nu, sub nicio formă. A spus, du-te la Botoșan, o să joci, foarte bine, o să fii, bravo, bine te-ai gândit. Dar nu știu de unde a venit starea asta. Probabil că Botoșaniu nu era cea mai bună soluție. Și știam Botoșaniu, și știam lucrul ăsta. Dar era întoarcerea acasă. Era altă chestie. Ei, și m-am dus la Piatra, unde timp de un an și jumătate n-am jucat nimic. Se tot puneau piese de jur împrejur și eu intram, ieșeam. Practic nu era nicio piatră de încercare la mijloc. Luasem într-un fel un semi-adio, voiam să mă călugăresc, voiam să schimb viața de tot, să mă sinucid, să nu știu ce, o mie de... Până când a venit Ion Cojar. Și când a venit Ion Cojar, am jucat Omul de Tinichea în Vrăjitorul din Oz și Soldatul Brave în Dacă războiul ar izbucni, o piesă într-un act, un suedez, Staffan Ross, cred, cu Carmen Galin împreună, ceva, lecție de teatru pentru mine. Și țin minte că după premiera de la Vrăjitorul din Oz, Coman s-a uitat la mine și a spus, în sfârșit ai scos și tu un cuvânt. Ai prins glas, bravo! Ei, aia a fost nașterea, și Ion Cojar a prilejuit-o. El a fost nașul. Vorbeam de Dan Borcea. Dan Borcea a fost un al doilea naș. Am venit în București într-un turneu cu 3 spectacole, cum făcea Piatra Neamțu an de an. Erau 3 spectacole bune. Zigăr Zagăr, în care jucam rolul Puștiului, rolul principal, Harry Filton. Matca, unde făceam o compoziție de babă, Gaga Ioana. Da, fiică mea Trefisara, ceva în genul ăsta. Și un spectacol de plastică corporală făcut de Constantin, când scapă numele lui, nu mai știu, a făcut regii de teatru, după aia nu mai știu exact multe despre el. Așa, dar care era un spectacol foarte frumos de plastică, calcată pe folclor. Era chiar foarte frumos. Și toate cele 3 spectacole le-am jucat la Teatrul Mic. După ultimul spectacol s-a întâmplat să fie ziua socrului lui Catinel Paraschivescu, care juca logodnica în Matca, femeia cu copilul.
Așa. Și ne-a chemat pe toți, ne-am dus la bordei, ne-am bețivit și mergeam către hotel împreună cu Dan. Și Dan la un moment dat îmi spune, măi, că tu ești foarte prost. Dar de ce spui asta? Păi pentru că nu mai prins tu momentul ăsta, mai prins tu trenul ăsta să ai trei spectacole în care ești foarte bine. Tu trebuie să dai concurs la Giulești. Dar nu m-am gândit niciodată, dar nu plec din piatră, dar nu știu ce. Și ne-am dus la hotel. Ne-am culcat și dimineața la ora 6 m-am trezit, brusc, știam ce am de făcut. M-am dus la recepție, am luat un A4 și am scris cerere de înscriere la concurs. Se puteau aduce actele în ziua concursului. Că îmi trebuiau acte. Așa, era un concurs pe rol. Știa Dan de... Nu era pe rol, era concurs de actori. Nu, pe rol în sensul că era în desfășurare. Urma era... să fie. Era peste o săptămână. Nu am plecat în turneu în Ardeal cu Matca și în ziua concursului aveam spectacol la Reghin și dimineața m-am dus la concurs și m-am gândit așa. De văzut m-au văzut. Și în Zigărzagă, și în Matca, și în Trepte era spectacolul ăla de plastică corporală. N-are rost acum să dau cu mâinile, să prind muște și să mă prefac ca un partener, că nu știu ce. Și nu prea am monologe în spectacolele astea. Sunt poezii. De văzut m-am văzut. Care-i problema? Și am ales ceva frumos de tot. Da. Eminescu, Epigoni. Țin minte că scena, dar nu știu cum mi-a venit, de dinăuntru, de undeva. Scena la Teatrul Giulești era foarte adâncă, uriașă, una din cele mai bune scene din București. Și pe fundul scenei se deschidau două uși, ca două porți uriașe, și mai urmau un culoar de vreo 30 de metri unde erau atelierele. Dar culoarul ăsta se vedea perpendicular foarte bine din sală. Și am început Epigonii în fundul fundului culoarului, aveam glas. Eu am făcut ore de vorbire. Nu, cu Weintraub. Cu Weintraub, cu Gabi Gheorghiu. Așa. Și începând de acolo am tot spus poezia și am terminat-o la rampă. Dar ce inspirație am avut. Nu știu cum mi s-a împărțit drumul pe strofe, pe nu știu cum. Totul s-a potrivit. Nu mai aveam nevoie de nimic. Am vorbit cu Nea Titi Cărbunaru, regizorul tehnic vestit de la Giulești, să intru primul ca să prind trenul. La ora 11 mă urcam în tren și seara la 7 eram la spectacol la Matca la Reghin. Ne-a așteptat cineva în gară și ne-a dus cu mașina, că trenul nu mergea prin Reghin, Târgu Mureș. Adevărul este că soarta actorului român întotdeauna a fost pe alergătură, adică actorii care făceau și film, și teatru, și televiziune, întotdeauna și-au împărțit viața și-au alergat dintr-un loc într-altul. La noi nu există actor specializat în teatru și specializat în film. Lumea a făcut de toate și într-un fel bine a făcut și n-a fost nici o școală de actorie de film și o școală de actorie de teatru. Mie mi se pare foarte bine lucrul ăsta, pentru că în general, dacă ești specializat numai pe actorie de film, ajungi la o specializare strictă care încetul cu încetul devine un fel de business. Avem un singur actor specializat numai în film, Ilarion Cioban. Ilarion Ciobanu, dar cu o floare nu se face primăvară, că Ilarion este o grădină. Era o grădină întreagă. Nu, dar asta nu e relevant. A fost un actor într-adevăr specializat în film și poate n-a fost chiar singur, poate mai era unul. Dar nu contează, mi se pare foarte important ca să existe un transfer din teatru spre film, în care actorul de teatru schimbă tot. Lucru care mi s-a întâmplat mie, dar am învățat asta în timp. Deci, în proprietarii am intrat cu toată forța mea de actor de teatru, asta e limpede. Și Șerban a pierdut multe ore explicându-mi că trebuie totul redus. Că dacă la teatru lucrurile sunt în afară, la film sunt numai înăuntru. Clar. După aia am jucat în Serenade pentru etajul 12 la Corfanta. Rol important împreună cu Moțu Pitiș, care și el a fost coleg de an.
Da. La Belia. La, el era la Belia, noi eram la Carabin. Și țin minte că acolo m-am simțit foarte bine, pentru că avea un mare avantaj. Vârsta îmi dădea și haloul acela de căldură și de puțin comic. Nu-l jucam eu. Comicul se degaja din naivitate, din ceva. Am revăzut filmul și normal. Da, nu e student la mine la seara? Da. În anul 3. În anul 3. Asta înseamnă că mâine ai examen. Da, mâine. E cum vine asta? Dumneata ai examen mâine cu mine și țirosești timpul în felul ăsta? Treceam. Mă duceam să învăț și tocmai atunci am văzut... Stimate colega, dumneata, nu posez capacitatea de concentrare absolută. Examenul trebuie să te preocupe, să te obsedeze, să te absoarbă. După ce am venit la București, am dat examenul ăla la care m-a împins Corneliu Dan Borcea, după aia am cucerit, ca să zic așa, televiziunea. Piesele de teatru de marți, spuneam. Am mai făcut film, nu cu aceeași pondere, cu aceeași lungime de rol. La Tudor Mărăscu, de exemplu, pentru că Tudor era regizor la Teatrul Giulești și mă cunoștea foarte bine ca posibilități, nu neapărat ca om, ca posibilități. Și atunci el m-a folosit în niște filme. Bună seara, Irina! Și așa mai departe. Părerea mea, dacă ai pronunțat cuvântul lungimea rolului, nu cred că lungimea rolului contează, pentru că, uite, eu... gândindu-mă mai încoace la filmografia ta, de pildă, rolul dintr-un scurt metraj, un rol fără vorbe, cum a fost cel din Captiv de Crăciun al Iuliei Rugină, îți rămâne, iar tu nu scoți nicio vorbă, rolișorul mic, filmulețul mic și totuși îți rămâne. Da, rolul de film în care nu scoți nicio vorbă are un mister undeva pe care dacă prin prezență și prin faptul că ești acolo în situația aia, asta e problema actoricească. Dacă interiorul este bine mobilat, atunci misterul ăsta transmite ceva adânc și bun. Dacă nu, nu. Asta e. Și de asta spuneam că totuși sunt măcar două etape în cariera ta, pentru că în momentul în care oamenii se gândesc să se retragă, să așa, la tine a fost evident un reviviment și în teatru, Cristina, și în film. Drumul meu se poate împărți mecanic foarte exact în trei. Deci, perioada Piatra Neamț, unde eram serios, unde n-am făcut niciun fel de comedie, jucând Harap Alb, Romeo, Zigăr-Zagăr, de care spuneam, omul de tinichea, care spunea, vreau să-mi recapăt inima. Păi, trebuia să fii utecis pe vremea aia să poți să spui așa ceva din plin și convingător. Și dintr-o dată am venit la Giulești, unde se practica un teatru popular, spectacole populare, în care eu n-am prins, dar știu de dinainte că sălile erau, și pe vreme când am venit eu, sălile arhipline, tot cartierul venea la teatru și nu numai cartierul, tot București era teatru de la pod, extraordinar. Ei, înainte de a veni eu, la sfârșitul spectacolului se măturau munți de semințe. Apăruseră tranzistoarele și majoritatea spectatorilor stăteau cu tranzistoarele la ureche și ascultau meciul de alături de pe Rapid. Și din când în când se auzea aaa! Și spuneai, bai, ce bine am spus eu replica asta, ce reacție. Aiurea, se dăduse gol pe Rapid. Deci, cu totul altceva. Am trecut de la Romeo la Trică, Gică, Fănică, toate personajele pieselor populare în comedie fără titlu, comedie cu olteni și alte comedii de tipul ăsta. Primul rol pe care, într-adevăr, foarte delicat și bun și cu substanță, l-am făcut la Tudor Mărescu, în Ordinatorul, alături de marele Ștefan Mihăilescu Brăila.
extraordinar. Aia a fost într-adevăr o lecție din, pentru mine extraordinară. După care lucrurile s-au mai așezat. La un dat s-a schimbat totul. Teatrul pe care îl făcusem eu timp de 30 de ani nu mai conta, era un teatru prăfuit, era un teatru datat, mă simțeam colegul notarat și cum e chemat acum notarat să joace la teatru de artă sau la Godot, uite așa mă simțeam și eu chemat să mă... Și voiam să mă retrag. Gata, asta a fost tot, n-am ce să mai fac. Stau liniștit în banca mea. Se și spune, sau mă rog, eu cred că meseria de actor e ca o fată la bal. Stai pe băncuță, îți scoți și picioarele din pantofi că s-au camuflat și aștepți. Stai acolo. Bine să te invite cineva la dans? Bine, nu. Dacă te invită, eu o să stau acolo și nici nu o să... Dacă nu te invită, degeaba ți-ai făcut bucle, degeaba ți-ai dus rochița nouă. Da, sigur degeaba... că nu, dar nu faci paradă de ele, stai modest acolo și aștepți. Și sigur că eu aș fi spus, nu dansez. Nu, azi nu dansez. Nu, n-am chef și mă retrag încetul cu încetul. Dom'le, s-a întâmplat miracolul. A treia parte, deci a fost piatra, Giuleștiul până în 89 și urmează partea a treia, pentru că serialul meu are trei episoade importante. A apărut Hauswater la Teatrul Odeon. A venit Vlad Muguri, a dat numele teatrului de Teatrul Odeon și așa mai departe, după care a venit Dabija, care n-a pus niciun spectacol în Teatrul Odeon cât a fost director în prima perioadă. A făcut doar atât. A deschis o umbrelă, care era umbrela teatrului, și sub umbrela asta se întâmplau lucruri minunate. Unul dintre ele a fost venirea lui Hauswater cu Au pus cătușe florilor și La țigănci. După care am lucrat cu Hauswater câteva spectacole extraordinare, dintre care ultimul acum câțiva ani, Frau Hess și grădinile ei. Lucruri într-adevăr pline, extraordinar de puternice. Și după care am zis, măi, a fost o întâmplare. Și a apărut Mihai Mănuțiu cu Richard al III-lea. Și eu țin minte că într-o toamnă m-am dus la Alexandru Dabija, care era director, și am spus, știi, mă gândesc să mă retrag și n-are niciun rost, de la 1 ianuarie n-aș vrea să mai fiu programat în ceva. Și el s-a uitat la mine și a zis, hai să te răzgândești. Și m-am răzgândit. Vreau să mă duc la Piatra Neamț, să am grijă de părinți și așa mai departe. Ei, în 2001 s-au întâmplat cele mai multe lucruri. Dar cum a fost posibil? Extraordinar. În toată această perioadă am făcut fel de fel de mici filmulețe. Personaje specialitate. Clarvăzător. În filme de scurt metraj, clarvăzător, și după aia am trecut sub specialist în filme de licență. Deci vreau să spun că din punctul ăsta de vedere, viitorul îmi este aranjat. Am cunoscut atât de mulți studenți care vor deveni regizori de film, încât am viitorul clar aranjat. Ei, din momentul ăla, am făcut totuși un pas. În 1998, am folosit o lege care a fost dată poate pentru un tată, un socru, nu știu pentru cine a fi fost dată, că dacă am categoria a doua de muncă suficient de mulți ani ca să îmi adune 7 ani la vechime și dacă acei 7 ani pe care eu i-am avut datorită domnului Caramitru, care a recuperat categoria a doua de muncă pe, retro, așa, și dacă adunați la vârstă, fac vârsta de pensionar, eu aveam 53 atunci, fac 60 la câți pensionari, pot să-i pensionez și m-am pensionat. Acum, eu pot să spun de ce m-am pensionat, dar nu știu precis dacă nu este, hai să spunem, un sfert speculație, trei sferturi adevăr. Și anume că era perioada în care lupta între generații devenise acută. Puternic. Nu era interviu al tinerilor actori să vorbească despre actorii bătrâni, despre dinozauri, despre cei care țin în loc lucrurile, care ocupă posturile, care nu știu ce. Și atunci am ieșit la pensie și am zis, postul meu, locul meu e liber. Care vreți,
Dar tu ai lucrat în continuare și foarte... Când am ieșit la pensie, jucam în 7 spectacole la Odeon. Încetul cu încetul ele s-au rărit. Acum nu mai joc decât în 3. Dar am avut o relație continuă. Pentru mine Odeonul este... Legătura cu Odeonul e într-un fel ombilical. E ceva... Nu pot să explic. Nu pot să explic. Și acum, în afară de faptul că joci în continuare pe scenă, vei fi cu două filme pe ecrane. Pentru... Lucrez din ce în ce mai mult, viitorul mi-a asigurat, nu-i așa? Da. Totul a început, această puternică aventură pe care o trăiesc în momentul ăsta, a început cu Radu Gabrea în 3 zile până în Crăciun, unde am jucat Ceaușescu. Faceți-mi legătura cu garnizoana Pitești. Garnizoana Pitești! Tovarășe președinte, bună ziua! Cine sunteți voi? Cetățeni ai Republicii Socialiste România! Veniți ca să arestați un șef de stat! Ia mâna de pe mine! Nu vă arestăm, suntem de la miliție. Ia mâna! Populația afla că sunteți aici. Sunt împotriva dumneavoastră. Noroc că mi-a venit gândul cel bun să nu cumva să-l imit pe Ceaușescu, pentru că sfârșește în comedie, ori acolo nu era vorba de nicio comedie, absolut. Și atunci mi-am amintit de vorbele lui Dragoș Galgoțiu de la multele spectacole pe care le-am făcut împreună. Teatrul este sugestie și seducție. Deci nu trebuie să te duci în plin acolo, trebuie să sugerezi. Foarte puternic. Și n-ai pregetat nicio clipă când ți-a propus Radu Gabrea rolul ăsta? Nu am pregetat și o să spun de ce. Venise o echipă de la Berlin, de la Institutul de Cercetare a Crimei Politice, și făcuse un spectacol în care eu am jucat rolul lui Ceaușescu. Spectacolul s-a jucat în decembrie de 2 ori, 10-11, ceva în genul ăsta, după care am plecat în turneu, în Germania, în Elveția, cu procesul, cu tot, absolut, cu execuția. Bine, execuția era sugerată, nu era chiar acolo. Radu Gabrea a văzut filmul, a văzut piesa, spectacolul, și a zis: în filmul pe care eu o să-l fac, ăsta e Ceaușescu. Și a venit și mi-a spus... Iarăși n-am dat nicio probă. Da. Dar oricum erai rodat cu personajul, adică așa să... Da, lucrurile mi erau familiare, da. Cunoșteam zona, mă implicasem în asta. Și e adevărat, acolo, la spectacolul nemților, anturajul era extraordinar. În afară de Victoria Coceaș, care este o actriță minunată, de jur împrejur la proces, că atunci numai procesul a fost, nu tot. Așa, era Mircea Rusu, era Costică Drăgănescu, erau oameni cu care într-adevăr aveai... Filmul a însemnat cu totul altceva. Filmul a fost, și el făcut din 3 părți, o parte... documente cu evenimentele, o parte interviuri cu oamenii care au fost atunci, și a treia parte a fost înscenarea zilelor pentru care nu există nicio imagine, niciun document. Deci din momentul plecării cu elicopterul, da, de pe Comitet Central, și până la sfârșit, la sfârșitul procesului, împreună cu Victoria Coceaș, am făcut acest cuplu. Acum, în film era foarte clar tot ce se întâmpla, fuga pe câmp, aici e un moment extraordinar pe care l-am simțit la filmare, teribil, aproape imposibil de exprimat, aproape imposibil de exprimat. Deci toate întâmplările astea și ce se spunea la televizor. Fuga, prins pe aeroport, chestii, nu știu ce. Și eram pe un câmp, lăsat de elicopter și mergeam prin iarbă cu Coana Leana. Și am ieșit la șosea să fac autostop.
comandantul suprem făcând autostop. Ce putem eu să înțeleg ca personajul, ca Ceaușescu din asta? Totul e firesc. Atâta doar că mașina, prima mașină care am încercat să o opresc, n-a oprit. Nu se poate asta. Și a oprit acea a doua mașină, Dacia roșie. Și a mai fost un moment în elicopter, când pilotul elicopterului spune trebuie să aterizăm, înainte de a ateriza în câmp. Trebuie să aterizăm. Și eu, normal, de ce? Păi pentru că se trage asupra noastră. Și aici urmează blocajul de Ceaușescu. Cine se trage? În afară de el nu putea trage nimeni, numai că el nu trece. E, și a mai fost un al treilea moment, momentul în care s-a dezlănțuit iadul terorist și era un cazarm acolo și toți s-au năputit să adăpostească sub fereastră undeva la perete ca nu cumva se întâmple ceva. Și eu întrebând acolo, cine trage? La care colonelul, nu, locotenentul, că era un locotenent care avea grijă de noi, zice, teroriștii tăi! Da, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, și după filmul ăsta a fost o propunere foarte frumoasă a lui Gabriel Achim pe un scenariu care nu s-a materializat, n-a fost aprobat, nu știu care e istoria, după care reîntâlnirea cu el a avut loc la acest film care o să iasă, a ieșit deja în premieră? Nu, va ieși foarte bine. The Last Day. Da, ultima zi. Ultima zi, da. Dar până atunci ai avut rolul din câini. Am avut rolul din câini și am mai făcut ceva într-un film care încă n-a ieșit, mie să nu aibă premiera în străinătate, a lui Jesus del Cielo. Da? Da. Filmul ar trebui să se numească Hawaii, în care jucam un bătrân, rolul important în film, avea, aștept să-l văd. Da. După aia am mai prins un moment în bacalaureat al lui Mungiu. Pentru mine a fost foarte important pentru că m-am surprins la vârsta asta, mergând să filmez și să fac personajul la care era un mecanic, care repara încuietori. Pătruns de, nu știu, o recrudescență a anilor uteciști. Și Mungiu, cu o delicatețe extraordinară, a calmat totul, astfel încât toată intervenția mea a devenit simplă de tot, cu niște lucruri pe desubt, atâta tot. Nu. Foarte bună această întâlnire și chiar mie mi-a folosit. După aia, iarăși, tot timpul ăsta am făcut filme pentru licență. Ca să venim chiar în zilele noastre la rolul din ultima zi, este chiar un mic film în film, ca să spunem așa, această poveste care rămâne a bătrânului pe care îl joc. Da, rămâne ca un semn de întrebare pentru eu că... Eu pot să completez că aproape fiecare dintre personaje are o poveste similară. Numai că unele a mea povestită, a lui Doru Ana e la vedere. Da. Dar a mea e povestită și îmi place foarte tare cum a imaginat și cum a realizat Achim acest lucru. Doi tipi care sunt foarte prezenți, foarte prezenți în problema lor și în spate unul care vine din cu totul altă lume și cu totul alte povești. Îmi place foarte tare. Nu, și asupra căruia până la urmă rămâne un mare semn de întrebare, pentru că ăsta se deduce în final că era un bătrân excroc, care de fapt își vindea această poveste lacrimogenă, melodramatică, cui vrea să audă și... Dar vreau să te întreb ceva, Cristina. Dar nu în toate durerile, oricât de adânci ar fi, nu în toate poate ieși la lumină un soi de ipocrizie sau escrocherie? Sigur că da. Această ambiguitate e foarte importantă. E chiar așa cred. E foarte importantă. De aceea nu-i bine niciodată
asta trebuie să o țină minte cei care creează roluri, nu-i bine niciodată să dai pe față totul. Dom'le, despre asta e vorba, eu fac așa, că în momentul ăla devine sec. Este ca și cum ai face o asamblare a unui mecanism minunat care e făcut numai din bucăți. Da, dar ăla mai și funcționează. Ăla scoate și un zgomot, ăla te tulbură nițel. Să sperăm că cine trebuie să audă, aude. Nu cred în faptul că oamenii pot fi convinși prin discursuri sau prin cuvinte. Nu. Există un mod ca oamenii să fie convinși autoconvingându-se ei din ceea ce li se întâmplă lor. Cum ar veni, nici mie. E povestea cu până nu te lovești de pragul de sus, nu-l vezi pe cel de jos. Din punctul ăsta de vedere, am scos și o judecată de valoare. Și anume că de învățat nu vezi decât din situațiile grele. Atunci înveți, din accidente. Când zici că ești fericit, nu știu ce înseamnă fericirea. Cred că e starea de bine de fiecare zi, atâta tot. Când zici că ești fericit, nu înțelegi nimic. Ești întâi de-a dreptul. Nu merge înainte bovin, larvar. E, când ai câte un moment greu, ăla înseamnă mult mai mult. Și ăla îți dă ceva. Îți deschide ochii. E ca și cum ai sta. Și la un moment dat faci. Revelația. Da. Cred că vine din greutăți, nu vine din facilități. Revelația. Așa că această goană după comoditate n-are niciun rezultat. Dar și momentele grele e bine să fie cu măsură în viața unui om și iar... Nu cele distrugătoare, cele grele, într-adevăr. Da. Ne vedem la premieră. Pe la care premieră? Că eu am mai multe premiere. Ia zi. Păi nu știu care premieră. La Gabi Achim. La Gabi Achim, la ultima zi. Da. Urmează o premieră, dar nu chiar acum, în iunie, al lui Mihai Mănuțiu cu jurnalul lui Robinson. Sigur că da. Dacă mă iubiți, bine. Păi suntem aici cu toți. Sigur că da. Să rămâi ală. Mulțumesc mult, Cu mare bucurie, Cristina.